Vrei jocuri ieftine la un preț avantajos? Ei bine, Instant Gaming este aici. Ai un link în descriere. Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Regatul Leilor. Dragilor, revenim cu un nou episod din această serie și am o bătălie cu un... Mă rog... Am încercat să am o bătălie cu un schelet, dar aparent a fost frică de mine și a plecat. În fine, dragilor, nu știu câți dintre voi mai țineți minte, dar am făcut un live stream acum ceva timp. Bă, dar de ce ăsta e negru? Ce naiba e cu shader-ul ăsta? Mă rog, în fine, aș prefera să mor și tu, te rog, mersi. Am făcut un live stream cam acum 2 săptămâni în care am jucat noi aici pe harta noastră și... am mai făcut câteva chestiuțe și pe live stream, am făcut camera asta, am sortat-o frumos, bam, bam, bam. Și am făcut eu off-camera, toată nebunia asta cu Google-ul, o să vedeți și un timeless mai târziu cum am făcut toată schema asta. Și practic off-camera m-am mai ocupat eu puțin și de intrarea care arată ceva de genul ăsta și bă, să fiu sincer cu voi, chiar îmi place super, super mult cum arată intrarea asta. Nu știu, mi se pare super, super faină. Și astăzi o să ne ocupăm... O să ne ocupăm practic de peștera asta, o să încerc eu pe aici să văd cumva cum o să fac, pentru că aș mai vrea să mai fac o încăpere unde o să avem noi o expoziție de capete, dar până la acea expoziție de capete trebuie eu să mă gândesc ce o să mai facem pe aici prin zona asta, pentru că mai avem destul de multe de făcut pe aici, să fiu sincer cu voi, și o să vedem, însă pentru episodul de astăzi o să ne ocupăm de acea peșteră și o să vedem noi dacă ne mai rămâne timp ce o să mai facem. Însă, pentru început, eu zic să mergem să vedem pe unde îmi sunt șulcarele. Deci vreau să le colorez. Asta e prima chestie pe care aș vrea să o fac. Să-mi colorez șulcarele, pentru că șulcarele mele nu sunt colorate și aș vrea să le colorez. Și cred că eu n-am din nou sunet la Minecraft. Ei, ce am citit jocul ăsta? Bam. Ok, bine, pare că e un pic cam tare. Cam tare din obi. Acum ar trebui să fie ok, gen. Ia, dacă dăm noi... Da, acum e bine. E perfect, bun. Aici avem noi culoarea roșie și eu cu culoarea roșie vreau să lucrez la șulcările mele, pentru că mi se pare o culoare foarte, foarte șmecheră. Vreau să le iau pe toate, să le fac roșii momentan. Așa că, let's make it. Bam, și mai avem aici încă o chestie. Bam, perfect. Și acum astea o să le pun pe aici înapoi, că o să am nevoie de ele, pentru că o să am nevoie de ele. Și bine, dar nu cred că o să se audă oricum pe filmare. Însă dacă o să auziți ceva țipete de afară, aparent sunt copii pe afară, pentru că, cum a zis și Raton pe la filmul lui, ne-am plictisit noi în casă și nu mai putem da aminte copiii care sunt mai mici ca noi, așa că asta este, n-am ce face. Și da, dragilor, o să mă pun eu pe aici să fac peștera asta. Încă habar n-am cum puii mei să o fac, adică trebuie să-i dau foarte mult detailing pe aici cu cobblestone și cu toate cele, cu andesit, dar nu o să fie greu neapărat, dar o să dureze ceva. Așa că, da, dragilor, mă pun să fac detailing aici și o să mai revin cu un update când mai găt oarecum prin partea asta. Așa că nu vă țin cu mine, pentru că probabil v-ați plictisit, adică o să dureze ceva până o să fac eu detailing în partea asta. Dar, da, revenim cu un nou update.
dragilor, am reușit să mai lucrez acolo în interior la camera noastră cu cuvere. Țin să vă spun faptul că, oameni buni, a ieșit genială camera, nu știu, mie îmi place super, super mult și o să merg să vă arăt și vouă chiar acum, pentru că e super faină din punctul meu de vedere, adică v-am spus, mie unul îmi place super, super mult cum a ieșit și boom, cam asta este micuța noastră peșteră pe aici. Din cauza shader-ului la mine se vede puțin mai întunecat, dar nu sunt probleme de lumini sau ceva de genul acesta, este totul destul de luminat. Și bă, cu efectul ăsta pe aici pe jos, sincer, se vede super, super șmecher și chiar îmi place super mult. Am adăugat și niște corzder și niște grezi pe aici ca să fie totuși peșteră, să se simtă încă vibe-ul ăla de peșteră șmecher, așa, nu știu, chiar arată super, super faină toată nebunia asta și îmi place super mult cum a ieșit. Și acum, teoretic, ar trebui să mă duc eu în partea asta și aici o să începem noi camera aceea cu muzeul, mă rog, camera cu muzeul, camera care va fi muzeul, practic, unde o să avem noi toate capetele puse, însă aș avea eu nevoie de o chestiuță și anume de beaconul nostru minunat și mirific pe care ar trebui să-l aduc încoace, pentru că nu mai am alt beacon, frate, și cred că aș cam avea o nevoie destul de mare de un al doilea beacon. Dar nu știu dacă să mă duc eu să caut un al doilea beacon. Adică m-aș duce, dar nu știu, chiar nu știu. Poate mai pe final de videoclip, după ce mai sparg pe acolo pe la camera aia, o să mergem să... Ia uite, bă, nu pot să sar pe acolo. O să mergem să căutăm niște capete de wither, să vedem dacă o să găsim. Dacă o să găsim, o să încerc eu să iau și o să... Da, fac prime susaje pe Steam. O să batem, practic, wither-ul. Mamă, dar ce greu vorbesc, mă, se vede că e dimineață, că abia m-am trezit. Bam, avem 12 blocuri. Vreau să craftez niște blocuri de genul de iron, pentru că... am nevoie, să fiu sincer. Hai să vedem. Dar mai simplu cred că fac iron așa, bam, și dăm aici. Avem 33 de blocuri și cu ce mai luăm, nu știu exact câte blocuri o să avem, dar aproape de un stack, mă gândesc. Aproape de un stack de blocuri. În schimb, nu știu dacă mai am eu ceva blocuri pe aici. Ideea e că o să pot să pun ăsta chiar și afară, pentru că na, ăsta cu haste o să fie destul de bun și nu o să dispar chiar așa de ușor. Adică nu mai știu cât era raza la beacon, de 5 de blocuri, cred, sau ceva de genul. Și mă gândesc că așa ar fi destul de ok. Am colorat și șulcările între timp, le-am făcut roșii. Evident, am greșit puțin pentru că le-am făcut pe toate roșii și nu trebuia să le fac chiar pe toate. Dar, da, uite, nici fier n-am destul cât să fac beaconul. Atunci, nu știu, cred că o să încep eu o vânătoare de capete și o să mă duc la o vânătoare de capete. Și între timp probabil o să se mai strângă și ceva fier pe la fermă. O să mai las eu caracterul AFK probabil vreo jumătate de oră, o oră, cât să mai strâng de încă un stack și ceva de blocuri. Aș mai avea nevoie, dar... n-ar fi foarte, foarte mult de strâns. Am avea cam 9 stack-uri de strâns, ceea ce n-ar fi neapărat o problemă atât de mare. Așa că da, dragilor, mă duc eu până în Nether. S-ar putea să fac un mic timelapse cum culeg eu de pe acolo, de prin Nether, monștrii aia, cum le spar capetele. Ideea e că în Nether o să scot shader-ul, pentru că nu se vede bine cu shader în Nether și nu strească să-l scot, dar nu e o problemă chiar atât de mare, să zic așa. Lăsăm și noi ce avem pe aici mai important și o să revin din Nether.
Pam, param, pa, pam. Dragilor, avem cele trei capete de Wither. Mă, a durat ceva să le fac. Nu foarte mult, ce-i drept, mă așteptam să dureze mult mai mult decât a durat. Dar chiar am obținut destul de rapid aceste trei capete și sunt chiar super mulțumit de faptul că am obținut chiar atât de repede totuși. Acum, ce o să vreau eu? O să vreau să mă uit aici să iau 4 bucăți, mi se pare că avea nevoie. Ați văzut în alții timelapse că mai culeșit și ceva cufere pe unde mai aveam aparent niște diamante, niște armuri pe care le-am băgat pe aici, armuri de cal. Adică, aparent, nu explorasem chiar tot ăla bine. Adevărul e că, na, lactam stat eu în Nether, e de așteptat. În fine, punem ăla acolo. Avem astea aici. Nu o să-mi iau platou, așa că n-are rost. Dacă chiar e ceva, o să încerc eu să-l omor, dar sper să nu mor sau ceva. Nu ar trebui. Avem Enchanted Golden Apple. Ok, ăla clar nu o să-l folosesc acum. N-are rost totuși. Însă, în schimb, aș putea să-mi craftez vreo 2-3 mere, dacă ar fi așa. Niște mere să avem cu noi nu ar strica totuși. Dar hai să văd eu dacă am mere pe aici. Nu mai știu exact. În cufărul ăsta am plantele, dar văd că nu am mere. Mă, atunci hai să mergem rapid, să facem rost de un măr. Nu, măr două, bine, hai să și dormim între timp. Să fie bine ca să nu fie rău. Așa. Ia uite-l mă pe gușter. Pleacă bă de aici, bă, gicule. Du-te bă, bine. Oricum am dat pe cola din care nu explodează gen creeperii, dar... Totuși prefer să-i omor dacă pot să fac asta. Hai să vedem dacă primești și eu de aici un măr totuși. Uitați-vă mă la el. Bă, Gianni Versace. Pleacă-mă de aici. Mamă, dar greu mai pică, bă, nene măr, bă. Ia uite și tu, bă. Nu-mi da sapling, vreau un măr. Te rog eu. Hai, Diti, rog eu. Nu vrea, mă, nu vrea să-mi dea măr. Uitați-vă la el. Mă, ce copac nesimțit. Mi-a dat două sapling-uri până acum. Deci nu vrea să-mi dea măr, mă. Ați nebunit? Nu vrea să-mi dea măr. Bine, și-a explodat un creeper lângă mine. Ai futuți. Hai să-l... Dacă-l spargem așa, gen de la rădăcină. Hai să-l spargem și pe ăsta. Poate, zic și eu, nu știu. Trebuie să aștept aici acum puțin, dar nu e problemă. Ar trebui să primim și noi omor, zic. Pleacă mă de aici, mă, nebunule mă. Nebunul din porumb. Așa. Afecan n-a mai stat la ferma de iron, o să stau după ce subatem Wither-ul. O să încep eu să stau, dar degeaba l-am spart pe ăștia că ăștia sunt prea apropiați și nu o să pice. Tai, goddammit. Mă rog. Hai să zicem că dacă mai nu ești pe ăsta ar trebui să fie ok, gen. Să înceapă să cadă în pui mei, că nu mai are susținere pe aici. You know? Sau cel puțin mă gândesc că ar trebui să înceapă să cadă. Din el. Că n-are rost să-l mai tai și pe ăla, mă gândesc. Uite, avem băț, sapling, vreau un măr. Moare bibi. Cum mă să n-am mere, mă? Adică n-am măr deloc, mă? Adică așa de rău stau, mă? Dați-vă și voi, nu vreau să-mi pice măr. Mă rog, o să pun pauză, dragilor, și eu o să revin după ce îmi pică un măr, că văd că... E jale, mă, cu merele astea, nu vor să cadă deloc, am ghinion la mere. Mă rog, asta e, revenim. Oameni buni, eu le dau un pui mei de mere pentru că nu vor să pice... Și m-am săturat să stau aici după mere, îl batem hardcore, dacă vreau îmi dau și armura jos. Mă rog, nu o să-mi dau armura jos, dar nu mai, chiar nu mai închip să mai stau să mai pice mere, aia e. O să-l batem așa și fără, mă gândesc că tot îl putem bate în pui mei. E un Wither până la urmă. Bă, da, mă lași și pe mine să mă duc și eu cu elitra asta, că nu degeaba o am. Mă se pare că degeaba o am, că văd că nu mă lasă jocul să cobor cum vreau eu. Da, bine. Jocul păci. Ia uite-l mă pe ăsta. Ce faci, mă? Ce faci, mă, gicule, mă? Unde-ți batem noi Wither-ul? Hai să-l batem pe aici, zic. Bă, da,
Mergi drept, așa. Bun. L-am mai bătut pe aici? Nu cred. Mă rog, dar nici nu are importanță, în fine. Hai să vedem. Sparge și noi câteva blocuri aici înălțime. Să fie așa frumos, elegant. Bam. Și acum, teoretic, aș putea eu să fac treaba asta. Și aș putea să-l punem... uite așa, perfect. Nice. Și acum o să așteptăm să explodeze. Sunetul l-am scăzut pentru că... yeah, logic, n-avea rost să țin sunetul. Unde e, mă? Uite-l aici. Oleu. Stați așa că nebunul e agresiv. Nebunul din porumb. Bă, mor, what the fuck. A, da, nu mă, că e ok, gen. Îl bate, mizia. Așa se bate cel mai ușor Wither-ul, frații mei. Adică, you know, vedeți și voi cât de simplu e, gen. Bui mei, avem full HP aproape, minus 3 inimi doar. Ceea ce e lux. N-o să, adică, o să mai pun o torță pe aici, că vă copica de la nebun, dar nu o să stau să mai pun înapoi torțe sau chestii, că n-are rost. E inutil. Bun. Am mai făcut rost de ceva cable, bun. Nu aveam noi nevoie, dar, na. Am făcut rost, asta e ideea. Avem Nether Star-ul, avem... Invulnerable Witherhead. Ok. N-avem decât un Witherhead pentru că când n-am mai bătut eu primul Wither, de-am făcut primul blică, n-am avut atunci n-am avut data pe culcu capete, dar acum îl avem și e totul foarte frumos. Hai să mergem rapid să craftăm și noi beaconul. Bam, 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 bam. Uite așa. Mergem aici. Și teoretic dacă luăm de aici, nu mai știu cât era, 3 parcă și 5 de astea. Cred că ceva de genul ia. Hai să vedem dacă am făcut bine. Mi se pare că era așa, așa și... da, așa era. Perfect. Și mai avem un beacon. Beacon pe care o să-l duc eu în partea aia pentru că de acolo am luat beaconul și... na, trebuie să-l duc înapoi. Perfect. O să las și goldul, dar o să păstrez o bucată ca să pot să aprind beaconul. Bam. Așa. Și acum mergem să-l punem. Perfect. E bine că am reușit să mai facem rost de un beacon. Pentru că aveam nevoie. Chiar aveam nevoie, să fiu sincer. Așa, îl băgăm aici. Bam. O să-i punem noi asta. O să-i dăm speed 2. Bam. Easy. Ok. Și beaconul ăsta e înapoi. Avem și beaconul ăla pe care o să-l punem acolo. Și... da, dragilor, mă pun eu să mai stau puțin afeca aici pentru că mai am nevoie de fier, fiindcă, na, ferma asta produce ea fier, dar trebuie să stai și afeca, gen, ca să producă săraca, pentru că dacă nu stai afeca, logic, nu o să producă. Așa că, dragilor, mă pun eu afeca puțin aici și după aceea probabil o să trecem direct într-un timelapse în care o să mai spargem noi pentru camera cu capete și, da, ne auzim. După aceea. Ok, dragilor, am revenit între timp cât am făcut această pauză. Am făcut o pauză de vreo 2 zile de filmat pe seria aceasta și între timp am început și camera cu muzeul aici, practic. Aici o să avem noi camera unde o să avem muzeul de capete. O să fie ceva super fain, ceva... Pentru că o să fac eu camera, pentru că ghiciți ce nu pot să le fac pe cameră, fiindcă ar dura foarte mult. Adică gândiți-vă că eu nici măcar lemn de ăsta nu mai am, lemn de Dark Oak. Și aș avea nevoie de niște lemn de Dark Oak, așa că ce ar trebui eu să fac ar fi următoarea chestie. O să vreau să mă uit aici de niște saplinguri. Saplinguri de Dark Oak avem 5, o să trească să mai facem noi rost de saplinguri. Dar nu asta este foarte important. În schimb, ce este mai important de atât ar fi faptul că noi nu avem o fermă sau ceva de genul unde să facem... unde să spargem copaci și aș avea nevoie de o fermă de acest gen. Așa că m-am gândit la o chestie. Dacă noi prin zona asta și așa avem ferma de fier și aici să zicem că ar fi zona industrială sau zona... da, să zicem că ar fi zona industrială, zona parțial industrială, oh my god.
E dimineața, dacă mă mai bâlbâie, îmi cer scuze. Sau dacă vorbesc puțin mai greu din cauza faptului că, din nou, e dimineață și... De fapt, bine, nu e chiar dimineața, dar acum am trezit, genul, și na, știți cum e, omul când se trezește, scutură așa puțin ochii. Bun, hai să mergem să dormim rapid, că văd că e noapte. Și mă gândeam eu să facem pe aici o platformă, ceva unde să avem... De fapt, nu chiar platformă, o chestie unde să avem noi lemnele noastre. Acum, ideea ar fi următoarea. M-aș gândi să o fac pe aici prin spate, că oricum vreau să-i fac un design. Și probabil o să-i fac un design of camera sau ceva acelei construcții. Și m-aș gândi să o încep pe aici, pe undeva. Mă gândesc la... Uite, bă, ce vânea piticul ăla. Mă gândesc la o chestie. Dacă aș face eu platforma aceea de lemn, nu știu de cât pe cât să o fac, să fiu sincer cu voi. Chiar nu știu de cât pe cât să o fac. Dar aș putea, dacă stau să mă gândesc, aș putea să o fac cam strict pentru cât am nevoie, gen să pun, nu știu, să avem vreo 6 lemne pe acolo și când am nevoie să le pun și să sparg lemne sau vreo 9 lemne sau 8, cred că vreo 8 lemne aș putea să pun. Discutabil, în fine, hai să luăm noi niște sprus și am nevoie și de niște dirt. Gres de preferat, dacă se poate, ca să nu mai stau eu după aia să mai sparg sau ceva. Bun, și atunci aș vrea să fac, bă, da, jur, arată mult prea bine toată peștera asta, sunteți nebun, gen, arată super, nu știu, și chestia asta de aici de pe jos, bă, și tot de aici, mi se pare genial cum arată. Parcă zici că nu e făcută de mine, mă jur. N-am mai fost de așa de mulțumit de o chestie de destul de mult timp, aș putea spune. Ia uite, bă, și păs, bă, da, tu pleacă de aici că mă enervezi. Pleacă că fac aici cu tine, nu mai pot. Bun. Aș zice să facem o chestiuță, fiți atenți. O să încerc să fac ferma, uite, cam pe aici, să zicem. Așa, și o să mă ridic eu cu două blocuri. Bun, și de aici o să începem, practic, din partea asta. E, și acum... Noi dacă o să facem următoarea chestie, o să avem aici pe centru cam 3 blocuri. Nu, eu zic că 3 blocuri ar fi perfecte. Așa, după astea 3, aș încerca eu să pun așa. Stați puțin să vin și cu astea ca să-mi dau seama. Și atunci ar veni în felul ăsta. Uite așa. Și practic aici ar veni o din asta, vedeți? Și ăsta ar fi de 3. Și în partea asta aș face fix la fel. 3, 1, 2, 3. Bine, hai să fie așa că... Ne, trebuia mai sus cu una. Nu-i nimic. Bam, bam, bam. Perfect. Și aici din nou încă una. Și așa aș vrea să fac câteva pătrățele din astea ca să avem loc pe aici să fie totul ok. Așa că, dragilor, n-are rost să dau drumul la un timelapse că... De fapt, ba, cred că o să dau drumul cât adun eu copaci. O să dăm drumul la un timelapse cât adun eu pe aici ceva copaci după ce construiesc toată nebunia asta, așa că noi ne auzim după aceea. Ok, dragilor, am reușit să strâng undeva la 3 stack-uri și ceva de dark oak. Nu o să mai stau momentan că și așa trebuie să picise plingurile astea, trebuie să le iau ca să mai adun, să mai am acolo plinguri, că și așa nu mai am. Și cam asta e platforma, e o platformă foarte, foarte mică, dar o să memoresc eu off-camera, pentru că asta nu mi-ar ajunge, adică e destul, destul de mică. Și o să mai fac, cred că una fix la fel, eventual aici, în lateral, poate, maybe. Cel mai probabil asta o să facem. Așa că da, haideți să mergem să ne culcăm. Să ne culcăm și noi foarte, foarte rapid.
Și vreau să vă mai explic puțin la... De fapt, bine, hai că și așa nu mai contează dacă dorm sau nu. Vreau să vă mai explic puțin la camera asta cu muzee cum o să vină, pentru că nu am reușit să vă explic în totalitate. Deci, am făcut acest stil pe aici. Chiar o să mă duc să continui și postam partea asta ca să fie terminat și el. Bam, perfect. Iar acum, care este faza? Păi, noi o să venim aici, în mijloc, aici, o să vină pus capul, de exemplu, capul pe care vrem noi să-l plasăm aici. Acolo va veni pus cu un bloc în spate și pe centru. Eu zic că este cel mai ok așa. Și o să vină puse capetele în felul acesta. Bun, după ce facem chestia asta, aici în spate, o să vină ca un fel de buclă, așa ceva de genul, ca și cum partea asta e dărâmată și aici, practic, stâlpii ăștia susțin pe aici cât să treci, gen. Și, nu știu, o să iasă super, super fain, dar o să trească eu să lucrez și aici off-camera, pentru că nu o să am ce face și, bineînțeles, probabil o să fac un timelapse, că, na, altceva nu cred că o să am ce face. Și cam asta ar fi ideea mea pentru chestia asta cu capetele. Nu știu cum vi se pare, lăsați-mi în secțiunea de comentarii cum vi se pare ideea asta mea. Să facem aici muzeul și să vină așa chestie tematică de muzeu efectiv dărâmat sau ceva de genul, bine, refăcut, dar oarecum dărâmat. Nu știu, mie mi se pare destul de interesant și chiar sunt curios să văd ce o să iasă până la final. Dar mai am destul de lucru până o să termin eu tot ăsta. Însă na, nu e problemă că o să reușesc eu să-l fac cumva odată și odată. Deci n-ar fi o problemă neapărat. Așa că da, dragilor, eu o să opresc acest videoclip aici. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Nu uitați că pe mine mă puteți găsi și pe Instagram. Aveți Instagram-ul meu în descriere. Dacă vreți intra să-mi dați un follow, aveți și serverul de Discord unde puteți intra, pentru că am dat mare wipe de vară și avem gradul de abonat premium și, evident, abonatul care va fi cel mai activ sau abonații care vor fi cei mai activi vor primi gradul pe Discord de abonat premium. Și desigur aveți și platforma Instant Gaming de unde vă puteți cumpăra jocuri mai ieftine. Așa că da, dragilor, eu am fost Dani și până la următorul videoclip, să ne auzim cu bine. Bye, bye!